din episodul trecut. Ajutor! Ce Iisus Hristos e la berniza asta? I-a pus aici să se ude alpaca și practic ideea e să faci așa. Salut! Ce faci, măi? Te simt? Vrei un os? Ceva? Ceva? Vrei mâncare? Vrei un cartof? Alo? Pepe, ești nebun la cap, ăsta are nevoie de o prietenă sau ce-a treci în apă! Asta e vocea mea de povestit. O să fiu un bunic grozav cândva. Să începem! Ce-am mai făcut? Asta a fost și în episodul trecut, în vârful omul. L-am restaurat acolo. Iar asta este Le Pistol Resistance. A doilea Le Pistol Resistance. După alpaca măreață este The Hall. Sunteți curioși ce este în The Hall? Să vă arăt eu imediat ce este în The Hall. Let's go, my boys. Ce m-am speriat că nu o să meargă. N-am mai testat-o până acum. M-am testat-o direct cu voi live. Bun, un băiat în comentarii mi-a scris așa: bă, dacă vrei să iei diamondul, dacă vrei să fii băiat de băiat, du-te până la nivelul 12 sau minus 12, nu știu, mi-a scris să apăs F3 și să mă uit unde suntem acum. O să mă prind dimineața așa. Și acolo o să găsești diamonduri. Ascultă-mă pe mine ce zic. Bun, am săpat un The Hall. Bine, mai făcut, am mai dat niște dungeon-uri și niște chestii pe drum, dar le-am acoperit un pic. Gen punea pe aici, era un dungeon ceva. Și am săpat la nivelul 12, în speranța și că poate găsesc un uite niște iron, un diamond sau niște resurse mai bune. Așa mi-a spus cineva. Știam și eu ceva cu nivelul 12 de pe vremuri, dar n-am mai testat de mult. Așa că am făcut o gaură în jos, direct, până la nivelul 12. Am găsit și găurile de genul, dar nu le-am explorat încă. După cum vedeți, mai este niște iron și niște ceva ori pe aici, dar nu le-am explorat încă, am vrut doar să merg până la nivelul 12. Mama, asta cu apa mă sperie, mă simt ca mountain rus. Dar, bun, am săpat gaura asta. În fine, ideea e că am dat aici găurica mare și am rămas cu niște iteme, gen așa, pe afară, gen red. Chestiile astea nu am spart foarte multe și nu știu de ce mi se resetează în turna achievement-urile. Am intrat de vreo două ori în joc ca să mai schimb niște lucruri, gen să mai lucrez la casă, să mai sap în gaura asta. De fiecare, de exemplu acum am mai săpat o dată coal-ul și mi-a arătat achievement gen de coal, ceea ce era în cea gen do you know me? Tu știi ce am făcut eu pe canalul meu de YouTube? Oh! Și mi-a spus cineva să mă ferez de chestiile astea. Să ai mare grijă la lavă, mi-a spus cineva. Și vom explorata un pic chestia asta. Ok. Niște fier, niște nebunie. Tararam tam 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 tararam dum 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 dum. Nu știu că zici niște experiență, mai ales că dacă eu mor de la Leviatania aia. Vă-ați de la bedrock deja. Oh my boy. O să rămân și fără... E schemă din aia cu silverfish. Mi-a spus cineva că la nivel nu știu de care sunt niște silverfish, care n-am înțeles ce sunt. Am căutat pe neșii niște fel de gândăcei. Eu fi și după asta. Bă, da, cât e diamondul când apare? Sper că e diamond. Seamănă cu diamond. Nu știu, mi se pare că e mai albă. Te rog, spune că nu rămân fără târnăcop fix în momentul ăsta. No! Literally, mai am... Ok, spar cu ăsta și cu târnăcopul ăla încerc să-l iau. Nu știu dacă pot să-l iau, though. Am nevoie neapărat de iron sau trebuie să iau ceva mai sus ca să iau diamondul? Băiatul cu nivelul 12, te pup, baby! Am doar 4, sunt ok. Bă, mai bune că nimic oricum, deci, te rog. Ia să vedem dacă mai e mai în jos, mai în sus, mai ceva. Nu. Diamond, baby! Te rog, nu te mai auzi zgomotul ăsta, fix că am găsit diamondul. Te rog frumos, nu mai apărea la viatan din aia. Doamne, ce urăsc zgomotele din Minecraft.
Ok, ia să vedem cât mi-a dat. Ok, îți dă, deci un diamond, un pătrățel din ăla, ok. Uite niște whetstone. Na, aveam senzația că mai... Mi s-a spart ăsta mână și m-am speriat. Bă, mari câștigător, trebuie să mai explorăm găurica asta de nivel 12. Nu știu, puteți să fie pe aici. Ok, nimic. Să vedem dacă mai găsim vreo șmecherie. Dar mulțumesc că ai avut dreptate, băiatule, cu nivel 12 și tot internetul cu tutoriale. M-am uitat și eu pe net așa din curiozitate ce chestii se mai pot face pe acolo. Dar având că mi s-a spart pickaxe-ul, va trebui să facem altul nou din ironul pe care tocmai l-am minat. Mai există niște iron pe la nivelele de sus, dar n-am stat să-l iau pe tot pentru că voiam doar să... Cum să-ți urăști viața în trei pași simpli? Pasul 1. Creeperi. Oh, man. Doamne. Bă, dar ce precipitați sunt, nu puteți să se spargă mai încolo? Nu știu unde... Așa sparg itemele, nu? Gen când le... Bă, dar... O torță n-am avut și eu, gen deștept și eu. Ok. Am să mă înalț la ceruri, așa, până una alta. Prost sunt și eu. Doamne, ce m-am speriat. Voi nu înțelegeți ce am avut în suflet când l-am văzut că explodează. Am avut nu știu ce am avut senzația că dacă îmi sparg de scara, mor că pic de la înălțime. Să mor tu că e schelet aici. Frate, am luminat toată zona. Băi! Du-te mă la tine acasă, du-te la tine la bloc, la scară, pe bancă, ce vrei tu? Oamă, nu o să acum să dau la câine, ești nebun? Mulțumesc foarte mult atunci. Închidem aici The Hall-ul ca să nu iasă dragi. Bă, l-am luminat peste tot! Hai frate, pe unde naibă mai apăr zombii ăștia? Și scheleții și nebunile. Chiar am luminat peste tot acum. Ce nesimțire. Ok, poate mai găsim pe câine, era un câine pe aici, nu? Hai să le postăm mai întâi diamondul. Ca să fim băieți. I-a spus cineva că ar trebui să fac cu diamondul. Ar trebui să fac să punem ăsta la smeltuit. Cu flintă nu merge. Cu diamond ar trebui să fac niște enchanting table-uri sau ceva genul ăsta, mi-a spus cineva. Hai să vedem, acum avem un oșcior. Da. Da. Nu știu cum te spawnezi, dar spune-i lui mama asta a ta care e nesimțită că nu a făcut bine că te-a născut pe planeta asta fix lângă casa mea. Ok? Mi se udă alpaca din cauza ta. Ok, avem un câine pe... Câine! Tesi, ce faci băiatul? Vine mă, vine la mine, ești nebun. Ia. Oh my god, are lesă. Tesi? Și acum ce? Vine după mine? Sau ceva? Hai, Tesi. Tesi. Oh my god, vine după mine, ce drăguț. Tesi, dar are lesă roșie. Bine, e fată, practic, nu? Ești fată. Da, ești Tesi. Tesi. Hai, fata. Pă bune că mă urmărește? În sfârșit am un animal care vine după mine, nu ca mami. Și nici Mițu nu vine după mine dacă nu-i pun les, adică... Mă gândi el bune și drăguț. Tesi! Poți să mă joc cu el sau ceva? Poți să-l pun să facă șezi. Șezi, Tesi! Bravo, băiatu, bravo, bravo. Nu știu cum să fac. Șe, bravo, băiatu, bravo. Mișto. Bă, am de câine, ești nebun? Oh my god, l-am lăsat acolo blocat. Scuze, Tesi. Poți să te plimbi aici dacă vrei. Să nu intri în creeper de altfel și nu fii prost. Adică e o regulă destul de bună, nu știu cum să-i văd viața. Să spuneți în comentarii dacă pot să-i fac mai, ceva mai mult decât să-i dau un os să aibă lesă roșie, gen. Cum ar fi, gen, să-i dau un nume sau vreo nebunie din asta. Am spus și cu neintegur, dar n-am înțeles de unde le iau. Bă, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat. Sunt singur că a văzut că s-a teleportat. Oh my god, apar acolo încă. Mobi dracului, ce naiba apăreți acolo? V-am pus lumină, frate! Pe aici nu știu dacă făceam ceva. Asta e mina? A, să faci pe aici, dar nu v-am... Nu cred că am să fac ceva important. Nu. Vine după mine, ce drăguț! Oh my god! Ne vine că o să moară ca prostul din cauza că o să vină un creeper și să o moare, dar asta este. Tesi! Ok. Eu cu Tesi aici de față... Bă, dar... Oh, nu e așa de prost, de fapt, urcă scările nebuni. Nu trebuie să afară încă pentru că sunt monștri. Stai și culcă-te și tu în pat aici. Tesi! Băiatu, fata, amândoi, șezi. Poți să trec de el? Ce drăguț e, ce drăguț e. Bun, și niște iron făcut.
Și asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Alpaca Ichi, dragiu. Și ne vedem data viitoare. La 3, ca de obicei. 1, 2, 3. Respect! Dacă are va o apă.